Luni 4 martie, în municipiul Suceava, demarează programul Toți pentru curățenia orașului. Primarul Ion Lungu va participa și în acest an la acțiunile specifice, care sunt structurate pe 3 etape. Edilul șef al municipiului reședință de județ face apel către cetățeni să se implice și ei. Demarăm din nou programul de curățenie în oraș, Toți pentru curățenia orașului, așa cum îl facem de 20 de ani. Așa cum participă de 20 de ani, voi participa și în acest an în această campanie de curățenie. Ea cuprinde 3 etape. Perioada 4 martie, 15 martie, salvizarea arterilor principale de circulație în municipiul Suceava. Deci vom acționa în arterile principale cu două formații de lucru. Etapa a doua, e vorba de lucru în cadrul asociației de proprietari împreună cu asociații de proprietari în perioada 18 martie, 12 aprilie. Și aici fac un apel la asociații de proprietari să vină alături de primărie. Și multe asociații vin alături de primărie să reușim să facem curățenie pe spații diverse în jurul blocurilor, pentru că până la urmă astăzi nu mai avem asociații de locatari, avem asociații de proprietari. Și fiecare proprietar trebuie să se implice și el într-un fel sau altul. Eu am experiența anului trecut când eu merg și n-am niciun fel de jenă, să mătur, să dau cu lopata și oamenii mă salută la balcon. Și faci, domn primar, ajung la curățenie, dar ei s-au suit la balcon în loc să vină să pună mâna și ei. Sper la anul ăsta să mai fie așa. Și la fel, ultima perioadă, 15 aprilie, 3 mai, când vom pregăti, sigur, în jurul locașului de cult, locuri de joacă, zone de agrement. Deci avem în acest an timp mult la dispoziție, această curățenie în mod special să facem în vederea pregătirii sărbătorii pascale, având în vedere faptul că în acest an Paște este destul de târziu, în luna mai, avem timp la dispoziție să facem curățenie așa cum trebuie și sperăm să nu mai avem ghinionul de anul trecut, așa cum se știe, după ce am ajuns pe la jumătatea curățeniei, pe 8 aprilie a venit din nou iarna și practic am luat-o la început.